Măsurile pe care le-am luat până acum sunt măsuri specifice epidemiei. Deci nu vor fi luate măsuri suplimentare. Sunt convinsă că mă veți întreba dacă vom decide, vom solicita Ministerului Educației să suspende cursurile. Nu. Am spus, fiecare școală, fiecare clasă are posibilitatea să ceară suspendarea dacă mai mult de absenteismul este mai mare de 20% în clasa respectivă. Deci punctual se poate cere suspendarea cursurilor în funcție de numărul de copii care lipsesc dintr-o anumită clasă. Inspectoratul școlar, împreună cu Direcția de Sănătate Publică, pe baza datelor statistice, pot să ia această decizie, dar punctual. Aceste 4 zile libere nu ar trebui să însemne, de fapt, o schimbare. Adică nu mergem la școală și mergem în alte locuri aglomerate. De aceea, pentru a putea rezolva problemele, e nevoie de o mare complianță din partea părinților și din partea populației. Am cerut raportarea preliminară pentru marți, va fi marți după amiază, marți seara și în cursul serii sau miercuri dimineață vom lua decizia, dacă numărul de cazuri va fi mai mare decât cel estimat. Începem cu consultarea medicului de familie pentru simptome care sugerează gripa și care poate stabili o eventuală indicație pentru spitalizare. Consultarea medicului de familie și nu deplasarea imediată în unitățile de primiri urgențe, pentru că acolo sunt oameni bolnavi. Izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologie asemănătoare gripei. Respectarea etichetei tusei și strănutului. Igiena adecvată a mâinilor. Deci măsuri igienico-sanitare pe care fiecare trebuie să le respecte. Pentru spitale, purtarea echipamentului de protecție adecvat, măști, mănuși, halate, atât de către vizitatori, cât și de către personalul medical. Dar cel mai important, continuarea vaccinării antigripale. Iar în funcție de situația epidemiologică din fiecare zonă, unitățile sanitare sunt responsabile să introducă limitarea accesului vizitatorilor în spitale, în special în secțiile cu risc crescut. Dar aș vrea să reiterez cea mai eficientă metodă, conform specialiștilor, pentru a evita îmbolnăvirea este vaccinarea. Măsurile pe care le-am transmis spre a fi implementate sunt măsuri care sunt luate în cadrul unei epidemii. În afară de măsurile pe care Ministerul Sănătății le-a transmis, specialiștii au revenit cu măsuri suplimentare, de data aceasta adresate strict unităților sanitare. Acestea sunt refacerea urgentă a stocurilor de antivirale de către spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute. Instituirea terapiei antivirale imediat după internare la toți pacienții care prezintă tablou clinic compatibil cu gripa, adică dacă există în urma examenului clinic suspiciunea rezonabilă că pacientul are gripă, atunci este indicat să se instituie urgent terapia antivirală. De asemenea, instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii pacienților internați și nu în ultimul rând, vaccinarea urgentă a personalului nevaccinat. De asemenea, este necesar a se reface de urgență stocurile de echipamente de protecție, de asemenea, refacerea de urgență a stocurilor de antiseptice și dezinfectante.